Misiune de salvare inedită pe Transfăgărășan. Un pui de urs a fost recuperat de jandarmii montani după ce a rămas prins sub stânci în apropierea unui pârâu. Militarii au găsit puiul în vârstă de 3-4 luni lângă barajul Vidraru, dar misiunea lor nu a fost deloc ușoară și nu doar din cauza zonei accidentate. Toată acțiunea a fost supravegheată de salvamontiști care au avut grijă ca ursoaica să nu fie prin zonă. Rănit grav, puiul de urs a fost dus la rezervația de la Zărnești. Ce faci? Ursică? Ursitei? Uite-mă! Kenya, un pui de urs în vârstă de 3-4 luni, a rămas blocat între stânci în apropierea barajului Vidraru. Urletele ei au alertat mai mulți turiști care au anunțat jandarmii. Intervenția a durat undeva la peste 5 ore de la momentul apelului, deoarece traseul a fost îngreunat. Traficul a fost aglomerat, foarte mulți turiști au fost pe traseu și de aceea s-a întârziat puțin cu intervenția. În cele din urmă, animalul a fost recuperat și predat unui medic veterinar. Suferise răni când s-a zbătut să se elibereze și era în șoc hipotermic. A stat foarte mult în apă, avea temperatura foarte scăzută și era amorțit. Direcția sanitară veterinară a trimis medicii care l-au tranquilizat să-l consulte. Sigur că tranquilizat fiind, nu s-a văzut că are umărul luxat, rupt, nu știm încă, și câteva coaste, pentru că nu poate să se țină, cade pe o parte și are dureri foarte mari. Puiul de urs a fost dus la rezervația de la Zărnești, iar acum este îngrijit de personalul sanctuarului.